Eu îmi aduc aminte la începutul mandatului, în 2016, și discuțiile pe care le-am purtat. Vă spuneam despre viziunea mea, viziunea echipei guvernamentale, cum vom înainta în afaceri și care sunt acțiunile care urmează să le întreprindem pentru a dezvolta mediul de afaceri, pentru ca Republica Moldova să devină un teritoriu atractiv pentru investitori. Și iată ce vă spuneam atunci, în aprilie în 2016, marea majoritate a lucrurilor am reușit în această perioadă să le punem în aplicare. În acești 3 ani de zile am reușit să creăm aproximativ 170.000 de locuri de muncă și investițiile în valoare directă sunt de circa 130 de milioane de dolari, cu 43 de milioane mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, avem anul acesta aceste investiții. Și ca rezultat, veniturile în bugetul statului au crescut. Anul acesta avem acumulat cu 2 miliarde mai mult decât s-a planificat și în Moldova va deveni tot mai ușor să facem afaceri în continuare dacă împreună ne vom implica.